Bun găsit, oameni buni, o nouă ediție emisiunii noastre. Invitații de astăzi sunt domnul Remus Borza, candidat la Camera Deputaților din partea ALDE, și domnul Iancu Boieriu, candidat de asemenea la Camera Deputaților din partea aceleiași formațiuni politice. Bun venit în studio. Bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. Domnule președinte, încep cu dumneavoastră. Dumneavoastră sunteți și președintele organizației județene ALDE. Coordonatorul organizației județene. Coordonatorul, dar așa. Sunteți șeful. Situațiile excepționale, ce măsuri excepționale? Exact. Am constatat că o conducere bicefală nu e neapărat productivă și eficientă, și atunci a trebuit întotdeauna, când doi se ceartă, trebuie să pui pe al treilea să facă pace. Dar nu neapărat că se certau ai noștri, dar era nevoie de mai multă coeziune. Dumneavoastră sunteți cel care în acest moment vă asumați și temporar, provizoriu, până după alegeri, da. Exact. Bun, spuneți-mi care sunt argumentele cu care veniți dumneavoastră acum și prin care îi faceți dumneavoastră pe alegătorii din țara, nu numai din țara Făgărașului, ci și de Brașov să vă aleagă. În general din România, pentru că până la urmă un parlamentar e al întregii națiuni, chiar dacă vine dintr-un colegiu, dintr-o circumscripție. În primul rând, sigur că mă onorează să mă întorc în Ardeal. Eu sunt ardelean, născut în Ardeal, în Maramureș, maică-mea din zona Maramureșului istoric, Țara Lăpușului, taică-mea de la Bihor. Din păcate am rămas în București după terminarea studiilor universitare, dar asta n-a însemnat niciodată că mi-am pierdut rădăcine, după cum se poate vedea chiar și din dialect. În fine, au trecut 26 de ani de la schimbarea unui sistem, avem foarte multe așteptări, din păcate neîmplinite, s-au perindat multe guvernări, multe guverne, nivelul de așteptare, așa cum spuneam, nu a fost satisfăcut, probabil nici într-o astfel de perioadă sau ciclu electoral. Candidații dumneavoastră pe care aveți dumneavoastră și tot ceea ce v-ați propus în proiectele, unii spun proiecte de țară, alții spun proiecte guvernamentale, alții spun fel de proiecte, îndreptățesc electoratul să vă aleagă pe dumneavoastră? Eu sunt un om care a confirmat spre deosebire de alții. Sunt un om care nu mai e la 22-23 de ani să ridice pretenții de a fi parlamentar, câtă vreme încă e cu cașul la gură. Am totuși o vârstă, sunt ceva mai în etate, la 44 de ani. Am terminat, după cum vă spuneam, în 95 Facultatea de Drept din București. Erau 24 de candidați, 91 pe un loc. Deci pe vreo 200 de locuri erau 4800 de candidați. Timp de 14 ani am fost unul dintre avocații care contau în România, în penal, în top 10. Din 2008 m-am axat mai mult pe partea de reorganizări, de insolvență, reorganizarea unor societăți în dificultate. Coordonez o companie, Euroinsol, care este liderul pieței din România de administrări judiciare. Avem în portofoliu vreo 30 de companii mari, fie că vorbim de Plafar, că vorbim de Hidroelectrica, de UCM Reșița, de Vulcan București, de Ustel Ploiești, de Servtrans, pot să vă dau o listă foarte mare de societăți cu peste 27.000 de salariați. Deci sunt un om care lună de lună dă o pâine albă la aproape 30.000 de salariați, un om care administrează active de vreo 6 miliarde de euro, o cifră de afaceri cumulată pe toate companiile noastre de peste 2 miliarde de euro, un om care în ultimii 4 ani de zile a virat către bugetul consolidat al statului peste 3 miliarde de euro. Adică sunt unul dintre mari contributori. Deci sunt un om care a demonstrat, prin fapte, nu prin vorbe, niște competențe profesionale, moralitate și capabilități manageriale. Sunt calități, sunt aturi care lipsesc, incorpore clase politice românești. Sigur că societatea civilă clamează de foarte multă vreme și transmite avertizmente clase politice în a se reforma. Din păcate, au încercat toate partidele cu sloganul "La vremuri noi, totul noi" sau mici cosmetizări așa de fațadă, aceeași mărie cu altă pălărie. Poporul român e un popor răbdător, dar nu e un popor prost. Nu poate fi păcălit la infinit. Sigur, a fost experimentul de anul trecut cu tehnocrația care salvează România. S-a demonstrat, cum era de altminteri și firesc, că a fost un eșec. O palmă la adresa democrației românești, până la urmă politica trebuie asumată de partide, sunt instituții fundamentale ale unei democrații în Europa continentală, în America, de vreo 30 de ani de zile să fac discuții dacă partidul ca vehicul de reprezentare civică sau socială mai e de actualitate, dacă nu a căzut cumva în desuetudine. Iată că nici în democrațiile așezate, cu o vechime de peste 200 de ani, nu s-a inventat un surogat, o alternativă la partid. Partidul este o instituție, în primul rând, care îți oferă o platformă
reală îți creează premize pentru a exprima niște opinii politice. Înseamnă teritorialitate, înseamnă logistică, înseamnă reprezentativitate. O cu totul și cu totul altă reprezentativitate față de cei 1000 sau 2000 de băieți și fete care se adună la ordine în piața universității și din când în când mai dau câte un guvern jos. Aici este problema, politica este un rău necesar. Reprezentativitatea de care spuneți dumneavoastră. Sigur. De asta e nevoie. Acea reprezentativitate este ea, cea reală, dorită de popor, de alegători? Bun, până la urmă, somnul națiunii sau la rațiune naște deopotrivă moștri. Noi, pentru că avem o doză de lașitate, noi încercăm de fiecare dată să inventăm niște țapi spășitori. Politicienii sunt de vină, nu-i așa? Politicienii toți sunt corupți, adică operăm cu niște generalități care sunt detrimentale. Toți politicienii sunt corupți, toți oamenii de afaceri sunt hoți, toate averile din România sunt ilicite. E contraproductiv, după cum vă spuneam. E de datoria noastră, este răspunderea noastră și doar a noastră, ca cel puțin o dată la 4 ani de zile să facem curățenie. Cum facem curățenie în propria noastră o garadă, în casa noastră, la fel trebuie să facem curățenie și în politică. Numai că vedem o nepăsare criminală, o indolență și o superficialitate. Vedem gradul de participare în ultimii 10-15 ani, undeva 36-39%. 60% din români stau acasă. Beau un șpriț cu prietenii, joacă o tablă sau își bat nevasta. Deci, de vină, în primul rând, suntem noi. Și o reformă a clasei politice, sigur că putem să-i măturăm. Și haideți să, tocmai asta și fac apel. Pe 11 decembrie să ieșim cu toții la vot și să alegem acei oameni care reușesc să ne convingă. Până la urmă, sigur, e un vot politic, e un vot de listă, dar de foarte mulți ani în România și cu de mai mulți ani în urmă și în afară, alegerile nu se mai câștigă pe doctrine, pe ideologii, pe strategii. Fiecare partid are o strategie, are un program, e aceeași răjeală până la urmă, mai mult sau mai puțin corect ambalată, marketată și vândută publicului. Alegerile se câștigă cu oameni. Și asta trebuie să înțeleagă și partidele și n-au înțeles nevoia reală de schimbare și de primenire. Nu vedem sunteți, în politica nu românească... destul de convingători, domnule Borza, nu sunteți destul de convingători politicieni încât să-i faceți pe oamenii ăia acel procent care nu merge la vot. Mă băgați pe mine, că eu încă n-am prins rădăcini în politică, încă sunt cu cașul la gură, precum colegul meu mai tânăr Iancu. Eu sunt doar de o lună aici în politica asta românească. Acum vedeți, eu vorbă la mine în Maramureș. N-au fost destul de convingători politicienii, dacă spuneți că dumneavoastră doar de o lună sunteți, încât să-i facă pe cei asta, dumneavoastră trebuie să răspundeți. Evident că n-au fost. E o întrebare retorică, pentru că răspunsul e în întrebare. Evident că n-au fost. Evident că n-au fost, pentru că n-au reușit să mobilizeze cu background-ul meu profesional. Adică eu sunt un nume, eu am notorietate. Eu nu intru în politică. Nu mă duc în Parlament, nici ca să iau o șpagă, un comision, nici să-mi angajez nevasta sau amanta. Eu mă duc ca să fac lucruri pentru țară, că am demonstrat că pot. Că până la urmă ăsta e marele handicap al României, lipsa de asumare a deciziei. E nevoie în Parlament, pentru că vedeți, deschid o paranteză, în 26 de ani în politica românească vedem aceleași figuri terne și eterne. Dar nu mai ține. Adică trebuie să vină oameni care într-adevăr și vor să facă ceva și nu vrem niște extravaganțe. Vrem până la urmă puțină normalitate, civilizație și europenitate. Asta e ceea ce ne dorim. Și națiunea are nevoie de un parlament. În primul rând are nevoie în parlament de niște oameni tineri, de niște oameni curați, dar de niște muncoși care de-abia ce au ieșit de pe băncile școlii, care n-au nici experiență de viață, dar nici experiență politică sau profesională. De niște oameni care, cel puțin din punct de vedere profesional, au demonstrat niște capabilități. Au arătat că sunt ceva prin ei înșiși și că nu se legitimează exclusiv cu carnetul de partid. De ce nevoie nouă legislativă al țării de niște oameni care să redea demnitatea și onoarea instituției fundamentale a unei națiuni și care se cheamă Parlamentul. Astăzi, Parlamentul României este o anexă al unor instituții de forță. Este un preș pe care orice nei ca nimeni să șterge pe el. Parlamentul, evident, câtă vreme vorbim într-un sistem democratic de separație și de echilibrul puterii, este acea putere care își are și e singura, care își are legitimitatea dată direct de la popor, ori la Parlament, adică la popor, te duci cu căciula în mână și nu cu zângănii de cătușe. A doua misiune fundamentală a noilor aleși este de a legifera, că ăsta e rolul Parlamentului. Rolul Parlamentului ăsta e de a da legi corecte, fără ambiguități, deci de a legifera de o manieră vizionară și asumată, care este rolul, atribuțiile și misiunea fiecărei instituții, autorități sau puterea statului, ca să nu mai existe astfel de ingerințe și de suprapune și să asistăm noi.
cetățeanul român la un război fratricid între aceste instituții și autorități. Și e nevoie ca acest Parlament să purceadă chiar în al 12-lea ceas, după 26 de ani, la o reformă radicală, la o reformă profundă a marilor sisteme publice. Fie că vorbim de administrație publică, care, vedeți, e o administrație ineficientă, poate să spună și Iancu că e consilier local de niște ani de zile. Vedeți, dau tot timpul exemplu, o comparație, România-Polonia. Polonia e o țară aproape dublă ca suprafață, dar dublă, sigur, ca și număr de locuitori, 38 de milioane de locuitori versus 20 de milioane la noi. În 93, polonezii au făcut reforma administrației și de atunci au doar 1700 de unități administrative, aveau 4100. Noi și astăzi avem 3200 de unități administrativ-teritoriale, mari consumatoare de resurse și ineficiente. Pledez pentru mai multă autonomie, pentru comasarea unităților administrativ-teritoriale, autonomie în ceea ce înseamnă gestionarea resursei publice și mai multă eficiență și mai mult pragmatism. E nevoie de reforma sănătății. Sistemul public de sănătate în 26 de ani a rămas aceeași gaură a bugetului de stat. În ultimii 10 ani de zile, în fiecare an au avut, sistemul public de sănătate a avut alocări de peste 5 miliarde de euro. Anul ăsta 7 miliarde de euro. Unde s-au dus 50 de miliarde de euro? Puteți să-mi răspundeți? Avem spitale mai bune? Nu s-a construit un spital nou în 26 de ani în România. Avem spitale mai bune? Avem aparatură și tehnică de investigație de ultimă generație? Avem medici mai buni și mai bine plătiți? Ne-am bătut joc de ei. Toți medicii buni au migrat în afară. Un exod masiv de creiere din România. Și acum vin unii cu o ipocrizie absolut deșențată și criminală și ne acuză pe noi că am votat în Parlament o creștere, o majorare indexare cu 15% a salariilor pentru dascăli și pentru medici. În condițiile în care ei s-au angajat să-l dubleze. Dublare înseamnă 100%. Deci ei puteau să... ei aveau resurse, identificau resurse ca să dubleze salariile. Dar acum să dau cu curul de pământ că noi am venit în Parlament și am zis, bă, dublarea nu e sustenabilă, e pomană asta, chiar că e pomană. Dar un 15% e just și în primul rând e un act și un gest de reparație morală. Sunt cele două categorii profesionale de care depinde însăși viitorul României și destinul nostru colectiv. Dascălul formează caractere, formează personalitatea omului, formează adevărați cetățeni. Medicul este cel care îți dă viață sau care salvează viața. Dintre toate categoriile profesionale, profesorul și medicul are cel mai mic venit salarial. Este inadmisibil ca un medic debutant să intre în pâine cu 1400 de lei. Câtă vreme funcționare din administrație, de la prefecturi, de la primării, de la deconcertate, de la asistență socială au 3000-4000 de lei. Alții de pe la guvern au 5-6 mii de prin ministere, alții de la companiile statului au chiar 14-16 mii de lei net. De la Romața, de la Nucleare Electrica, de la Distrigaz, de la Romgaz, 5-6 mii de lei net. Adică profesia de dască și de medic e mult mai importantă și e un gest de reparație morală până la urmă. Nu contestă. La fel, învățământul trebuie reformat. Nu vedeți în fiecare an aproape cum se schimbă un ministru, se schimbă și curicula școlară și programa. Și în primul rând învățământul trebuie să țină cont de evoluția și de dinamica socială și economică. Trebuie să dea învățământul românesc ceea ce se cerează în piață și anume ce? Eu am, vă spuneam, am industrie. Am atâta industrie cât nu are nimeni. Eu am marile combinate metalurgice, energetice, producători pe cărbune, transport feroviar. Toată lumea fuge ca dracul de tămâie de industrie, că industria e grea de reformat. Ai sindicate care te aleargă ca să dai mai multe pomeni. Și în calitatea de salarii. Politician, bun. Veți putea rezolva această domnule, sigur, haide, tumă la urmă. Dar bun, haideți să fim realiști. Coflare nu se face primăvară, dar în egală măsură reforma unui sistem, reforma statului nu se face nici cu armată de oameni și nici cu armată de generali. Reforma oricărui sistem, pe de o parte, se face doar din interiorul lui și de-aia intelectualitatea de bună factură și mai ales oameni din zona antreprenorială. Acei oameni care s-au încăpățânat timp de 26 de ani să reziste într-un mediu politic și economic ostil, într-o competiție total inegală din capul locului cu multinaționale care le-au măturat. În fiecare an 30-35 de mii de firme românești au intrat în insolvență. Multinaționalele astăzi în România dețin 2/3 din cifra de afaceri. Noi spunem că nu ne vindem țara, dar ne-am vândut-o de mult. România nu mai este competitivă din punct de vedere industrial. România a devenit doar o piață de desfacere pentru mari producători internațional. Cineva tot de aici, din mare om politic și de stat prin anii 90 și deputat de Brașov, a pus eticheta 90, vă mai aduceți aminte, industria românească morman de fiare vechi. Cu atare directivă s-a ales praful de industria românească. Să ne uităm la Brașov.
rulmentul ESA, Roman ESA, tractorul, hidromecanica, patru mari platforme industriale cu zeci de mii de salariați. Ce mai e astăzi? Mărăcini, betoane și într-un caz fericit un mol. Deci România și-a pierdut poziții fruntașe pe anumite zone de industrie, a devenit o piață de desfacere. Suntem doar o colonie, ne-am vândut și pământul străinilor, 50% din fondul arabil al României astăzi este în mâinile străinilor, este caz unic în lume. România are 9,3 milioane de hectare de pământ agricol, cultivate doar 6 milioane de hectare, 3 milioane pârloagă. Din alea 6 milioane de hectare, 3,2 milioane de hectare sunt la arabi, sunt la austrieci, la olandezi, la nemți. Astăzi, noi care eram grânarul Europei cândva, suntem importatori de roșii, de castraveți, de usturoi, de ce doriți dumneavoastră. Eram grânarul Europei, importăm făină. Aveam poziții de top pe exportul de mobilă. Noi astăzi exportăm cherestea. Războaiele secolului 21 se duc pe resurse, resurse de hrană și resurse minerale. Noi ne-am bătut joc și de una și de alta. Suntem dependenți. Vorbim de siguranță alimentară. Noi suntem dependenți. Am nenorocit agricultura. Ceaușescu ne-a lăsat cu 3,2 milioane de hectare irigate. Știți cât mai avem astăzi? 150.000 de hectare irigate. În programul nostru economic, România, șaptea putere economică a Europei, ne propunem refacerea sistemului național de irigație, care să dea predictibilitate și stabilitate culturilor la hectare. Ne propunem iarăși un element definitoriu, nivelarea celor decalaje, discrepanțe între mediul rural și mediul urban. Adică venim cu un pachet minim de confort rural în următorii 4 ani de zile, în orice comună a țării, vrem să avem drumuri asfaltate. Vrem să avem canalizare, vrem să avem gaze, vrem să avem un dispensar și minim o grădiniță. Sunt chestiuni, sunt servicii, sunt utilități absolut necesare într-o țară europeană din secolul 21. Pădurii, codrii patriei de sute de ani, codrii seculari, am defrișat. 1 milion de hectare de pădure am pus-o, am culcat-o la pământ ca multinaționale și Knife-Hofer sau cum se cheamă de la Sebi și altele să facă miliarde pe spinarea noastră. Doar la 6.000 de euro hectarul astăzi din România vorbim de o pierdere de 6 miliarde de euro, dar afară hectarul de pădure e 30-40.000 de euro. Am văzut pământul țării, care pământul pentru țăranul român, noi toți suntem copii de țărani. Prin venele țăranului român curge pământ și nu sânge. El și-a dat viața la propriu. Generații întregi de străbuni ai noștri, aduceți-vă aminte, 1907, noi vrem pământ răscoala. Pentru acea bucățică de pământ cu care se identifică, care dădea apartenența la o națiune și la un popor. Azi pământul țării a bunilor și străbunilor noștri la arabi. Sunt arabi care au 60-80 de mii de hectare în România. Polonezii s-au dat cu curul de pământ acum 6 luni de zile anul trecut, când s-au vândut 200 de mii de hectare din 30 de milioane de hectare. Și ăștia s-au dus la Bruxelles, s-au dus la Luxemburg și în diet au modificat legislația prin care au îngrădit accesul străinilor la cumpărarea de pământ. După alegeri. Noi n-am făcut nimic. Iar Cioloș, care a fost comisar european și se vrea iarăși prim-ministru, a fost comisar european 4 ani pe agricultură. A fost ministru agriculturii, a fost consilierul lui Băsescu pe agricultură. Deci omul ăsta în ultimii 15 ani a fost în poziție cheie. Sub ochii lui, pe mandatele lui, ne-am vândut pământul și glia românească. Și el avea imaginea de ansamblu a prăpădului și al jafului din pozițiile cheie care le-a avut. A avut un răspuns alucinant săptămâna trecută la Rareș Bogdan la Realitate. Când a fost întrebat pe niște întrebări care le-am adresat eu. Păi, ce s-a întâmplat cu pământul țării de a ajuns 50% în mâinile străine? Și a zis, de vină sunt primarii. Câtă ipocrizie! Vorbim nu de 2-3 primari în România, de 3200 de primari. Dați-mi un primar de aici, din țara Făgărașului. Păi el avea dimensiunea jafului la nivel național și apoi e greu să-l pui la adăpost pe un primar de mită sau de comision. Sigur, nu toți au la șpagă de la străini. Unii de bună credință ziceam, ia 10, 20, 50 de hectare că tot nu lucră nimeni. Ia măcar și lucră-l. Dar el de acolo, de sus, din turnul lui de cristal, a avut dimensiunea jafului și nu a luat nicio măsură. Cum polonezii, cehii sau ungrii au intervenit legislativ și au îngrădit accesul străinilor la pământ, noi n-am făcut nimic. După alegerile din 11 decembrie, dumneavoastră... Deci, vă spuneam, reforma unui sistem, pe de o parte, se face din interior, se face de oameni curajoși, de oameni onești, de oameni cinstiți, dar se face, în primul rând, de un vizionar, un ideolog și un strateg. Sigur, în Parlament nu o să fie doar Borza, mai sunt încă 466 de mari români sau de artiști ai poporului. Important e ca și ei să fie animați, să aibă de aceleași principii, de aceleași valori în care credem cu toții. Să fie animați de bună credință și să aibă suficientă determinare și curaj ca să punem țara asta pe o traiectorie de normalitate și civilizație. Asta ne dorim de fapt cu toții. Domnule Iancu, sunteți destul de motivat, aveți destul dinamism, așa cum, iată, domnul Borza. Viitorul e al lor, vedeți.
Unele partide s-au aruncat să pună pe poziții eligibile cap să deschidă chiar listele copii de 22-23 de ani. Ce experiență de viață, nu mai vorbesc politică sau profesional au. Iancu e un tânăr, dar nu e un mucos încă, are 31 de ani, e un om care a acumulat experiență de viață profesională, un om care s-a dovedit util comunității, a avut un mandat de consilier local, un om care a dus fonduri aici în comunitate, la Făgăraș, de peste un milion de euro, pe tot felul de proiecte economice sau sociale. Dar pe lângă el nu mai avem încă 4 tineri, fie economiști, juriști, tot așa în jur de 30-32 de ani, chiar 2 dintre ei cu studii doctorale, că sunt oameni valoroși și care vin din mediul de business, din mediul antreprenorial, pentru că până la urmă și țara asta e o societate. Țara trebuie asimilată cu o companie. Vorbim de management și țara asta e în insolvență și trebuie restructurată și trebuie reorganizată pe niște principii de competență, de profesionalism și de eficiență. Că vorbim de creștere salariale, dar noi niciodată nu ne-am uitat, n-am corelat. Bă, există și o creștere a randamentului muncii noastre, a productivității, că noi tot creștem salariile. De exemplu, anul ăsta, pe sectorul bugetar, salariile au crescut cu 24% față de anul trecut. În economia reală, în industrie, au crescut doar cu 1,8%. Până la urmă, industria și mediul privat e cel care generează venitul la bugetul statului. Bugetare sunt niște asistați sociali. Ei nu generează plus valoare. A, că fac niște hârtii și plimbă niște hârtii și ne tratează cu dispreț. Când mergem la ei la ghișeu, că de-aia am eliminat și alea 102 taxe. Impactul oricum e derizoriu de 1 miliard de lei. Nu înseamnă nimic un miliard de lei la un PIB al României de 758 de miliarde de lei. Dar am scutit cetățeanul român de acea umilință, de a sta la cozi interminabile ca să plătească 2 lei, 3 lei. Adică niște taxe cu valori motice, derizorii, pe niște drepturi care ni se cuvin. Acte de stare civilă, certificat de naștere, de deces, de căsătorie, pe zona consulară. Ai evident un pașaport, un drept pe care ni l-am câștigat cu sânge în 89 la libera circulație. Taxele de registru comerțului. Noi tot declarativ, hai să creăm premize, să creăm firme cât mai repede. Păi și acum, cu toată debirocratizarea, constituirea unei firme durează 2-3 săptămâni. Mergeți în Anglia, în 5 minute, completezi electronic un formular și tu ai o firmă. La România, în România încă nu se poate, că noi trebuie să ținem armate de funcționari blazați, frustrați și care ne tratează, așa cum spuneam, cu dispreț. Iartă-mă, te rog. Deci aveți dinamica necesară de a... Eu de la ei mă inspir. De a urma o asemenea locomotivă. Vreau să urmez o asemenea locomotivă, de asta m-am și înscris în lista de candidați la ALDE, cu toate că știm că șansele nu sunt pentru toți cei din listă de a ajunge în Parlament, însă este nevoie de o întreagă echipă în spatele domnului Borza care să culeagă din teritoriu și să aducă informațiile și necesitățile de care, și problemele pe care le avem în zonă specifice. Tocmai de aceea și pentru Făgăraș și țara Făgărașului, din moment ce ALDE va fi la guvernare și cu siguranță ALDE va fi la guvernare, domnul Borza cu siguranță va fi și sperăm să fie mai mult decât un deputat pentru Brașov. Noi cei care îl vom ajuta pe dânsul vom fi cu prioritate cei care vom merge să susținem proiectele din zona Brașov și țara Făgărașului acum că ne raportăm la poziția mea pe listă. Să nu funcționăm executiv, pentru că are dreptate. Noi vom fi un partid parlamentar și obligatoriu vom fi un partid care va constitui o majoritate în vederea guvernării. Are deja aptitudini dovedite, demonstrate în toată activitatea lui de până în prezent pe zona de execuție, fie pe zona ministerială, fie în administrație publică. La fel are vocație și e un candidat deja redutabil pentru europarlamentarele de peste 2 ani de zile. El e mai modest, dar a omis să spună, a terminat facultatea de inginerie electronică și științele IT în engleză. Deci vorbește engleza fluent. Noi trimitem la Strasbourg, la Luxemburg, toți troglodiții care nu știu să spună decât good morning, sir, sau ceva de genul ăsta. El, într-adevăr, are personalitate, are deja un background profesional remarcabil, admirabil și are toate premizele și calitățile pentru a ne reprezenta, pentru a reprezenta Brașovul în Parlamentul European. Dar până atunci încă îl mai punem la muncă în administrație. Mulțumesc, domnule Borza, pentru apreciere. Nu am mai prezentat toate lucrurile acestea pentru că în toate emisiunile în care am fost în campania locală și făgărășenii mă cunosc foarte bine și aș fi dorit să spun mai mult făgărășenilor de ce ALDE, de ce de data asta ALDE trebuie susținut și votat, nu pentru Borza, nu pentru Boieriu, nu pentru restul listei, ci pentru că noi cu adevărat am demonstrat, fiecare dintre noi profesional, că am făcut ceva. Nu am fost politician sau eu dacă am fost în politică, nu am fost politician. Știți bine și făgărășenii știu că m-am ocupat de probleme în principal administrative și am făcut o grămadă de proiecte sociale, culturale sau de altă natură.
inclusiv pentru Spitalul Făgăraș, și aici o experiență are și domnul Borza și sunt convins că ne poate ajuta cu idei și cum trebuie să facem. Știm bine cum stăm situația spitalului, știm bine că ne dorim cu toții pe lângă autostrăzi, de ce nu să realizăm centura Făgărașului și dânsul din postura pe care sperăm să o aibă de ministru în viitorul guvern, să putem mult mai ușor să obținem toate aprobările și toate actele care mai stau blocate din Ei, mai e mult până departe cu ministeriatul, dar este vorba aia niciodată trebuie, să nu spui niciodată. Trebuie Făgărășenii să înțeleagă. Ranița fiecărui soldat și bastonul de mare șală. Trebuie Făgărășenii să înțeleagă că noi cu adevărat o să fim oameni care putem să facem ceva pentru țara Făgărașului, nu să fim parlamentari ca ceilalți care au mai fost de la, chiar de la PNL pe care i-am susținut și care au spus, au promis, dar nu au demonstrat. Și au venit pe aici mai mulți trecători. Încă știm că foarte mulți făceau anumite glume că probabil se stricase GPS-ul de ajuns în zonă. Sperăm ca domnul Borza a dat ajuns deputat în Parlamentul României, deputat de Brașov, noi să fim cu prioritate pe cei care îi va ajuta pe lângă acele legi și tot ce spune dânsul de nivel național. Desigur, avem nevoie și noi de o reprezentativitate a unui om puternic acolo și dânsul poate fi. Dacă aș fi fost eu sau altcineva un cap de listă, cu siguranță nu am fi avut acces în atâtea birouri acolo, nu am fi fost poate la fel din de bine. Din păcate, noi suntem un partid mic. Nu am fi fost atât de bun. Suntem un partid mic care, na, suntem la limita pragului electoral. Aveam nevoie pe liste de niște oameni care au notorietate la nivel național, de niște personalități. Acum nu știu dacă eu neapărat întâlnesc aceste exigențe, dar ăsta este principalul criteriu pentru care Bucureștiul m-a aruncat aici în batalionul disciplinar la Brașov să-mi rup gâtul, în ideea în care poate reușesc să generez o anumită emulație, un curent de opinie, să constituie o masă critică în jurul ideilor, în jurul programului nostru. E un program ambițios, dar în egală măsură e un program sustenabil. Noi nu vrem să promitem ceea ce nu putem să facem. Nu vrem din tot din adinsul să luăm voturi mințind. Noi, în primul rând, ne-am mințit pe noi înșine și, evident, în secunda următoare pe cetățeni. Venim cu un pachet de măsuri. Cu anumite instrumente prin care să încercăm să creăm plus valoare, să creștem și veniturile populației, fie salariale sau pensii, dar în primul și în primul rând să creăm noi locuri de muncă. În guvernarea Tăriceanu 2004-2008 lucrul ăsta l-am dovedit. S-au creat 585.000 de locuri noi de muncă. Am avut cea mai mare creștere în tot acest interval de timp de 26 de ani de tranziție de la o economie de piață, de la o economie etatistă la o economie de piață. În 2008 am avut un record al creșterii economice de 8,5%, n-a mai fost niciodată repetat o astfel de performanță, un record al investițiilor străine directe de 9,5 miliarde de euro. În anii post-criză, 2009-2015, investițiile străine au fost atât de mici, între 1,7 și 2,4 miliarde de euro. Chiar și anul ăsta, când motoarele economiei bubuie... Și mă scuzați că mă întreb, voi și plecat, a venit în ochi, așa plecat, de ce? Tocmai, când motoarele, o să deschidem și o paranteză, când motoarele economiei bubuie în 2016, avem cea mai mare creștere la nivel european, dublă față de media europeană, analiștii estimează un 6%, nivelul investițiilor străine de doar 3 miliarde de euro, adică o treime din recordul din 2008. O să-mi spuneți, da mă, dar suntem după criză. A, suntem după criză. Doar că PIB-ul României în 2016 e de 758 de miliarde de lei, cu 250 de miliarde de lei mai mare decât în 2008, când era de 509 miliarde de lei. Asta înseamnă că deja am depășit criza și am depășit-o încă din 2014, astăzi ar trebui să avem investiții străine de cel puțin 10 miliarde de euro și nu avem. Avem un grad de absorție zero. Asta e performanța guvernului tehnocrat. Ce se întâmplă? Evident că România avea nevoie după 90 de capital străin, pentru că companiile românești au plecat la drum cu buzunarele goale, aveau nevoie de capital, dar în primul și în primul rând aveau nevoie de know-how. Aveau nevoie de acea cultură antreprenorială și de business cărora nu ne-a lipsit. Au venit firmele străine cu toată această experiență, cu acest background managerial, cu teșcheareaua plină de miliarde și au măturat firmele românești. Vă spuneam, 30-35 de mii de falimente în fiecare an. Așa se explică și falimentul platformelor industriale. Problema e astăzi că două treimi din cifra de afaceri a României este deținută, este controlată de firmele străine. N-ar fi nimic rău. Dar ele au avut un comportament neloial față de statul român. Statul român a creat foarte multe facilități fiscale și oportunități de investiții. Din păcate sunt răcit. Firmele străine au răspuns cu oarecare ipocrizie generozității statului român. Ele și-au externalizat masiv profitul în fiecare an.
În fiecare an, companiile străine sunt pe pierdere. De exemplu, în 2014, când am avut 3,2% creștere economică, am avut cea mai mare creștere economică din Europa, toate firmele străine din România și care dețin poziții de vasi monopol. Industria bancară este controlată de firmele străine, 44 de bănci străine din 48. Industria metalurgică, firme străine. Industria constructoare de mașini, firme Renault, Ford, firme străine. Industria de servicii, firmele străine. Și aici, la Brașov, vă spunea, din top 10, nu avem nicio companie cu capital românesc. Toate sunt companii străine. E, performanța tuturor acestor firme străine a fost cu minus. 2 miliarde de lei cu minus. Pierdere, adică. Și firmele românești care dețin doar o bucățică, o treime și au poziții periferice în economia românească, o performanță de 25 de ori mai bună decât a firmelor străine, adică 55 de miliarde de lei. În perioadele de contracție economică, firmele străine își retrag resursele, își retrag banii din subsidiarele lor din România și migrează în țările de origine. Dar chiar și în vremuri de pace și de prosperitate economică, pe tot felul de optimizări fiscale, mai exact pe inginerii financiare, firmele străine își externalizează profitul pe societățile mame, pe acele dosare de transfer, pe șmecherii, pe offshore-uri. Firmele românești întotdeauna au dus greul economiei. Sunt cele care au creat locuri de muncă, că din 4,8 milioane de salariați, puțin peste un milion de salariați sunt la firmele străine. Restul sunt tot la firmele românești. Firmele românești generează locuri de muncă, își plătesc dările către bugetul de stat. Firmele străine, ați văzut, când e bine stau, dar când e rău ne lasă în bătaia puștii. În realitate, marele investitor al României nu e capitalul străin, e căpșunarul român. Sunt cele aproape 3 milioane de români rupți în fund, plecați departe de casă, lăsându-și în urmă familii, copii, părinți, rude, în străinătate, îndurând multe umilințe și privațiuni, ca să poată să trimită în fiecare lună plicul sau prin poșta rapidă sau prin formele astea mai moderne de transmitere, de remitere de bani, câte 100 de euro. Suta lor de euro a însemnat cel puțin 5 miliarde de euro în fiecare an. De-aia spun că e cel mai mare investitor străin. În ultimii 10 ani, 73 de miliarde de euro au trimis românii din străinătate. Firmele străine au investit doar 63 de miliarde de euro. De-aia clasa politică trebuie să se raporteze cu mai mult respect și condescendență la cei mari români și patrioți care muncesc afară. Sigur, clasa politică trebuie reformată și trebuie reformată din temelii, dar poporul trebuie să susțină acest efort și trebuie să termine să arate, bă, ăștia sunt toți hoși și toți sunt corupți, pentru că și clasa politică nu e altceva decât imaginea unei oglindă a unei națiuni, cu rele și cu bune, dar la noi mai mult cu rele decât cu bune. Și noi avem multe defecte. Reforma clasei politice trebuie să meargă simultan și cu o reformă interioară a noastră ca indivizi. Trebuie în acele momente de sinceritate, când ne uităm în oglindă dimineața în fundul gol, să ne facem o introspecție și să ne gândim, să ne răspundem la niște întrebări existențiale. Mă, suntem buni români, suntem corecți, suntem solidari, avem respect față de prieteni, față de vecini, față de colegul de serviciu. Suntem buni români. Generăm performanță, suntem muncitori, că până la urmă munca e cea care ne salvează. Este cheia prosperității noastre sociale, este temelia fiecărui edificiu. Deci sigur că și la noi sunt niște tare care le moștenim și o anumită mentalitate. Sigur, noi până în 89 am avut o mentalitate de slugă. Dintotdeauna am pupat inelul unora mai mari, pentru că dintotdeauna ne-a fost frică să fim noi înșine mari. Și după, știți, am dezvoltat și acea filozofie, capul plecat, sabia nu-l taie. Exprimă foarte multă lașitate și abandon și trădare. Polonezii, sârbii, ungurii, când au dreptate, mor cu tine de gât. Noi, din totdeauna, politica struțului, ne-am făcut frate cu codru, am purjolit pădurile, am otrăvit fântânile. Acum, este nevoie de prezență la vot? Sigur. Adică eu nu cer oamenilor să mă voteze pe mine. Eu n-am intrat în politică pentru bani, ci pentru glorie. Am spus că făcând odată pasul ăsta, mai ies din politică peste 30 de ani cu picioarele înainte și cu onorul militare. Sunt un bun român și care vrea să îndrepte lucrurile în țara asta. Eu mi-am câștigat bănuții. Am suficient bănuți să-mi dea Dumnezeu sănătate. Eu nu mă duc la furat, la prăduială în Parlament. Nici nu mă duc ca să dorm în scaunele Parlamentului. Mă duc să fac treabă. Și trebuie să privim și acest și politicianul cu mai mult respect și cu mai multă condescendență, că până la urmă trebuie să fie o profesie și trebuie să ne reprezinte și trebuie și noi să-l onorăm cum se cuvine.
Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc, domnilor, vă doresc succes și pe parcursul campaniei electorale vă mai aștept în studio aici pentru a vă prezenta în fața alegătorilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.